Din rândul celor cu o cultură generală respectabilă, ce nu poate fi contestată, mulți cunosc faptul că între Colea Răutu, născut Nicolae Rutkovski și Mariana Nicolescu, există similitudini de natură biografică și legate de carieră. În primul rând, Răutu și Nicolescu sunt născuți într-o zi de 28 noiembrie, primul, la 1912, în județul Bălți, actuala Republică Moldova, iar cel de-al doilea, în 1948, Găujean, județul Giurgiu. Înainte de a deveni actor, Colea Răutu a fost component al corului operei din Cluj, iar mai târziu calitățile sale vocale nu i-au prins deloc rău spre a debuta în teatrul Cărăbuș sub conducerea lui Constantin Tănase. Hai coșar, coșar, prin oraș voinar, voinar, m-a văzut un om încruntat și s-a luminat. Hai coșar, coșar, prin oraș voinar, voinar, aduc omului visul noi și cântor și cui. Marea soprană Nicolescu, fiica a județului Giurgiu, își începe cariera internațională după câștigarea în 1972 a unui concurs organizat la Milano de televiziunea națională a Italiei. Îi se prilejuiește apoi debutul în rolul Mimi din Boema lui Puccini. În fața publicului din România, Mariana Nicolescu apare pentru prima oară la Ateneul Român în 1991, iar 4 ani mai târziu organizează la Brăila concursul internațional de canto Hariclea d'Arcle, care onorează memoria primei interprete a operei Tosca de Puccini. Cariera sopranei care a cucerit lumea, supranumită și Regina del Bel Canto, ori Prima Donna Assoluta, conține nenumărate concerte și premiere interpretative pe cele mai renumite scene ale lumii, dintre care Metropolitan Opera, New York, ori Scala din Milano nu aveau cum să lipsească. Revenind la extraordinarul Colea Răutu, hulit uneori pentru rolurile sale negative, greșit înțelese de anumiți spectatori, trebuie apreciat faptul că în filmografia actorului s-au adunat aproximativ 70 de filme, începând din 1954 cu Desfășurarea și ajungând până la cel mai iubit dintre pământeni în 1993. Roluri memorabile sunt interpretate de Răutu și în filme precum Moara cu noroc, Mihai Viteazul, Frații Jderi, Nemuritorii, Pintea și altele. Ei bine, dacă mai doriți o idee din care să reiasă că cei doi artiști mai au lucruri asemănătoare în comun, apreciați aportul acestora la cultura românească, lucru foarte important în condițiile actuale când, în domeniul de exprimare artistică, subcultura se bate cu inițiativele viabile, greu de pus în practică și datorită austerității.